salve a ti, a Deus, vamos lá.
și acum și pururea și în veci veci. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izlăvește de cel rău. Că la Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce îți îndeplinești făgăduințele și îți înfăptuiești legămintele, Cel ce ai dorit Sfinților pe mucenici să se învoiască cu nevoința cea bună, călătoria bunei credințe să o săvârșească și să păzească credința adevărată în mărturisiri. Însuți, Stăpâne Preasfinte, milostivește pentru o rugăciune și îndrăuiește și nouă, nevrednicilor rogilor pe care în parte și moștenire împreună cu ei, pornându-le pilda să ne împărtășim și noi din bunătățile pe care Tu ai găsit la Tine pentru ei. Cu mila și cu îndurările și via de oameni, ale născutului Tău care ești binecuvântat în rău prea sfântul și bunul, de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și tuturor. Și Duhului Tău. Doamne noastre, Domnului, să le plecăm. Amin. Iubiți credincioși, v-am conjurat biserica pentru resfințire. Vor merge în față preoții, preasfințitul, diaconii și credincioșii. Biserica aceasta, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, prin ungerea cu unt de lemn sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte.
se binecuvintează Sfântă Biserica aceasta cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, prin stropirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aceasta cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, prin ungerea cu untele sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se binecuvintează Sfântul Biserica aceasta cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, prin stropirea cu apă sfințită, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Tu. Amin. Ne rugăm pentru binecredincioșul popor omului de pretutindenii, pentru dârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaspe, pentru sănătatea și mântuirea lor. Pe Sfânt locașului acestuia, ci pentru toți și mai dinainte adormiți părinți și frații noștri dreptmăritorii creștini, care vinesc aici și pretutindeni. Ascultă Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Domnul, eu sunt ușa, dacă va intra cineva prin mine, se va mântui. Și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să jumie, să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale. Iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge.
răpește și risipește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acela trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă. Și un păstor, slavă ție, Doamne, slavă ție. Se binecuvintează Sfântă Biserica aceasta cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, prin ungerea cu nelem sfințit, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează Sfântă Biserica aceasta cu preamul Sfinții Împărați Constantin și Elena prin sorbirea cu apă sfințită, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Te rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, penuria știitor și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de robie, de năvăleată, de zvârcel dintre noi, și pentru ca milostiv, dân și lesnecător, să ne fie nouă bunul și viitor de oameni, Dumnezeul nostru, și să îndepărtezăm prăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de noastră și miluiește pe noi, pe milostiv și viitor de oameni ne miluiești, și ție mă din înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvintează Sfântă Biserica aceasta cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, prin ungerea cântelem sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează Sfântă Biserica aceasta cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, prin stropirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ridicați puteri porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice ca să intre Împăratul Măririi. Cine este Împăratul Măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel nedrit, Domnul puterilor, acesta este Împăratul Măririi. Ridicați puteri porțile voastre
și vă ridicați porțile cele veșnice ca să intre împăratul măririi. Cine este împăratul măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel nebiluit, Domnul puterilor, acesta este împăratul măririi. Ridicați puteri porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice ca să intre împăratul măririi. Cine este împăratul măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel nebiluit, Domnul puterilor, acesta este împăratul măririi. Înnoiește-te, înnoiește-te, noule Ierusalime, că ți-a venit ție lumina. Și slava Domnului peste tine a răsărit, așa se casă dată la zi, așa se casă fiul ai tăi, așa se casă Duhul Sfânt ai noi, a lumina și a sfințire și sfințenie și cu milință ne rugăm, calcă cochiul tău cel milostiv, și curățește pentru ceea ce s-a întâmplat și o altă plină de curăția și sfințenia ce-a avut-o mai înainte, ca să putem înălța nea jertfe curate și fără de sânge. Căci numai Tu singur poți sfinți pe cei și întorc inima către Tine și a ne curăți pe noi cu totul desăvârșit de tot cugetul vitean și toată priceperea și îndoiala, că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează Sfântă Biserica aceasta cu hramii, hramul, Sfinții Împărați Constantin și Elena, prin ungerea cu dărei sfințit și prin stropirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stropirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se binecuvintează Sfântă Biserica aceasta cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, prin ungerea cu dărei sfințit și prin stropirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Sfântă Biserica aceasta cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, prin ungerea cu unt de lemn sfințit și prin stropirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, prin ungerea cu dărei sfințit și prin stropirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.